Operație în premieră la Spitalul Militar. Doctorii au reușit să scoată o tumoră hepatică fără să oprească funcționarea ficatului. Tehnica reduce substanțial pierderea de sânge și elimină riscul ca ficatul să se blocheze după operație. Deci este o premieră pentru România. Operația se face în lume de mai bine de 9 ani. Chirurgul român a efectuat astfel de intervenții chiar alături de profesorul care a inventat dispozitivul la Londra. Aveți un nodul. Vreți operație? Dacă se poate și e cazul, eu zic că da. La 76 de ani, Mihai Dragomir a ajuns pentru a 12-a oară pe masa de operație. O tumoră la ficat care ar fi putut duce la cancer trebuia extirpată. Bine, va fi o premieră pentru aparatul ăsta, l-am primit de Moș Crăciun, zice, sunteți primul pacient. Și primul succes al medicilor de la Spitalul Militar, care au scos tumora fără să taie abdomenul și fără prea multe riscuri pentru pacient. Pierderile sanguine sunt minime. În timpul intervenției mele, probabil că pierderea de sânge a fost în jur de 70-80 de mililitri. Chiar și de 10 ori mai puțin decât în cazul unei operații clasice. Ficatul a fost tot timpul funcțional și astfel nu a existat pericolul să se blocheze după intervenție. Am ales calea laparoscopică, deoarece este calea mini-invazivă, cu recuperare postoperatorie extrem de rapidă. Medicii au introdus în zona abdomenului 4 brațe prin care au ajuns în zona ficatului. Unul a fost folosit pentru a transmite imagini, iar celelalte pentru a extirpa tumora de aproximativ 3 cm. În 2007, chirurgul de la Spitalul Militar a realizat pentru prima dată o astfel de intervenție la Londra. Abia acum însă dispozitivul a ajuns și în România. Enorm mă bucur, enorm. Că v-am spus, totdeauna am avut dramă la, nu știu, Dumnezeu, cineva m-a ajutat. Dispozitivul poate fi utilizat atât pentru a extirpa tumorile hepatice, cât și pentru a le distruge local. Recuperarea pacientului este foarte rapidă și poate reveni la o viață normală în câteva zile.